Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de fuziune a două instituții cu o mare importanță în economia națională. Este vorba despre Garda Financiară și Vamă, care vor alcătui Direcția Antifraudă, al cărei principal obiectiv va fi să combată evaziunea fiscală. În județul Dâmbovița, peste 20 de angajați de la Garda Financiară sunt în perioada de preaviz de 30 de zile. Totuși, aceștia au posibilitatea să-și continue activitatea în acest domeniu dacă se vor prezenta la concursul de angajare pentru Direcția Antifraudă. Ordonanța 74 s-a dizolvat de drept Garda Financiară. Asta e motivul. Nu mai există ca instituție Garda Financiară. Va exista această instituție, Direcția Antifraudă. Ei sunt acum toți și la județul Dâmbovița și la nivel național, sunt în perioada de preaviz. Au primit preavizul. Cam câte persoane au fost disponibilizate? Din câte știu de la Dâmbovița, nu este Garda, nu mi-aparține, dar știu că sunt 24 de funcționari publici. Și motivele? Se înțeleg că au fost disponibilizați toți angajații dacă s-a desființat. Da, au primit preaviz și merg la concurs pentru Direcția de Antifraudă. După dizolvare, câteva atribuții ale Gardei Financiare a județului Dâmbovița au fost preluate de către Serviciul Fiscal de Stat. Printre acestea se regăsește și Serviciul de Control în Trafic. Am preluat și activitatea de trafic control, ceea ce făcea Garda Financiară înainte, sigilări și desigilări la autocamioane. Pentru mărfurile intracomunitare aduse din comunitatea europeană. Și au fost aceste cazuri? Păi sunt, că avem activitatea, sigur că da, și e bine că avem. Înseamnă că funcționează economia. Avem achiziții intracomunitare. Anul acesta mai multe decât anul trecut? Nu am făcut o evaluare până acum. Nici nu e apanajul nostru, nu e nici apanajul nostru, decât poate doar interiorul inspecției fiscale, să vedem dacă veniturile la un agent economic importator sau care face achiziții intracomunitare sunt mai mari în 2013 față de 2012, la 9 luni sau la 8 luni.